Noi trebuie să le explicăm la oameni în mod foarte simplu, tranșant, insistent, repetitiv ce înseamnă acest lucru pentru ei. Iată, astăzi eu foarte des aud și înainte auzeam. Of, 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 dar unde-s banii cei care vin din Uniunea Europeană? Da, da, da. Eu vreau să folosesc această ocazie. Dragi cetățeni, inclusiv banii pe care îi primiți dumneavoastră din, în pensii, sub formă de salarii, la bugetare și așa mai departe, în fiecare sută de lei există bani europeni plătiți ca și din partea contribuabilor europeni. Da. Când auzim transfer direct la bugetul de stat, domnul Baluțel o să vă spună că există o procedură, există noțiune acolo, da. Asta de fapt înseamnă că noi, grație tuturor geniilor guvernării care au fost pe parcursul la 30 de ani și fiecare a făcut un lucru bun în țara asta. Eu nu vreau să-i critic pe toți. Toți au făcut bun. Uh-huh. Apropo, și Vladimir Voron îi datorăm o parte din victoria de azi. El a început primul dialog cu Uniunea Europeană. Da, am uitat cum se numea acordul acela de... Dialog strategic. Dialog strategic, da. Dialogul strategic RM-UE. Da, da, da. Dragi cetățeni, aceștia sunt bani europeni. Moldova, din cauza că nu a fost gestionată cum trebuie în 30 de ani, are o economie care o are, cu anumite capacități. Dar Europa înțelege că noi avem nevoie de dezvoltare, că suntem educați, suntem harnici, cum ne place să spunem, și vrem să ne dezvoltăm mai repede decât curge apa istoriei. Și pentru asta avem aceste vărsări de bani și inclusiv bani pentru pensii în mod indirect vin din partea Uniunii Europeană. Eu nu mai zic de drumuri, de apă, de proiecte de comunitare cu care cetățenii noștri s-au deprins foarte bine. Deja și cum spune, o băbuță de la țară o să vă întrebe, dar când vin proiectele? Unde sunt proiectele? Deja știu ce se ceară. Trebuie să le explicăm în mod foarte direct și tranșant să le spunem. Nu salariul electoral, sau cum se mai numește, că asta deja nici nu imită electoral, toată rețeaua asta care a avut loc pe teritoriul Republicii Moldova. Asta e. Dar tot ceea ce beneficiază dumneavoastră astăzi este grație Uniunii Europene. Uitați-vă simplu la statistica din ianuarie până în august. Exact. Eu mi-aduc aminte când eram parte din prima alianță privind integrarea europeană. Deci erau toți doreau cumva să ne rupem mai repede Federația Rusă, dar nu puteam. Gazul, energia venea de acolo, exporturile pe jumătate embargo, dar erau niște căi tot acolo, se duceau. Migranți, remitențele de acolo vedeau. Astăzi suntem într-o situație absolut diferită. Marea parte a exporturilor merge în vest. Principalul partener economic de schimb comercial este România. Energia, deci avem surse alternative, vine și din altă parte. Putem deja să ne târguim și noi la piață un pic. Nu cum 30 de ani acceptam ce aici în altă parte. Banii, influxurile financiare vin din Europa. Deci asta permite... În moment de criză, de război, de nu știu ce fel de calamități vin peste noi, Moldova să fie pe linie de plutire. Și cei care promovează astăzi o altfel de politică trebuie frumoși puși în fața faptului împlinit. Tu ce crezi că tu ai să vii și ai să vorbești, cum am spus dumneavoastră, despre război și Putin și cu steagul sus? Unde ai să-ți exporți tu produsele? Tu crezi că Europa o să zică, da, poftim, veniți, veniți la noi, exportați, noi vă... Cumpărăm toate produsele? Nu. Da. Oamenii se promovează un lucru foarte simplu. Colapsul Republicii Moldova. Că nici Ucraina nu o să ne lasă să îmblăm noi cu tirurile noastre, cu miere prin toată Ucraina, ca să le ducem celor de la est. Și ele se duc, da, astăzi, dar se duc da, prin, s-a cam terminat, prin jumătate de Europa și devin mai scumpe. Da, cu încercuirea Europei. Pragmatismul ăsta trebuie să fie explicat foarte insistent, repetitiv și simplu. Simplu. Eu, din păcate, sufăr și eu de boala asta. Adică, de multe ori când merg, cum spunem noi, în teritoriu, da? Avem activități și eu mă deraiez, să spun așa, sau alunec în a explica cât de complicat, sofisticat toată chestia asta. Dar e simplu. Om bun, vrei să trăiești normal, vrei să ai un venit cât de cât, asta e unica cale care o avem.